În formulă completă, echipa USR Plus de la Buzău a prezentat obiectivele stabilite pentru perioada de după alegerile locale de la sfârșitul acestei luni. Într-o conferință de presă susținută în fața primăriei municipiului Buzău, la care au participat președintele executiv al Plus, europarlamentarul Dragoș Tudorache și senatorul USR Radu Mihail, candidații alianței USR Plus au spus că atragerea de fonduri europene pentru realizarea obiectivelor majore la nivelul municipiului și al județului constituie o prioritate pentru ei. Eu, alături de consilierii mei, vom investi în anveloparea blocurilor, pentru că acest lucru se va răsfrânge în buzunarul fiecărui cetățean, pentru că fiecare va plăti mai puțin la facturare pe timpul iernii. Digitalizarea o putem face foarte simplu cu banii europeni, cu investiții europene, iar ca o consecință a digitalizării vom avea și o transparentizare a administrației publice locale. Siguranța publică este un deziderat pentru noi și fiecare cetățean ar trebui să fie în siguranță, iar pentru asta putem accesa bani europeni pentru amplasare de camere de la vedere și alte sisteme ce asigură siguranța fiecărui cetățean. Putem, iată că în locul autobuzelor de peste 1 milion de kilometri aduse din afara țării, putem avea autobuze electrice, dar mai mult de atât putem dezvolta infrastructura pentru biciclete. O infrastructură atât de utilă pentru descongestionarea traficului, dar și a diminuării poluării în municipiul nostru. Mai mult de atât, putem cu fonduri europene să revitalizăm spațiile verzi din municipiul nostru, dar și din afara lui, pentru că municipiul Buzău are peste 100 de hectare de terenuri degradate care nu sunt puse în valoare. Iată că cu acești bani putem să creăm noi păduri și noi oaze de verdeață care poate să ne ofere și ne oferă un aer curat atât de dorit în municipiul nostru. Nu în ultimul rând, putem dezvolta infrastructura atât în județ, dar și în municipiul nostru. Și aici mă refer în mod special la infrastructura școlară. Despre proiectele de viitor a vorbit și candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean al Alianței USR Plus, Gabriel Ionică. A venit momentul astăzi, pe 27 septembrie, să ne uităm și înainte, să vedem cum vrem să arate următorii 40 de ani. Văd o colaborare onestă cu investitorii, oferindu-le facilități și condiții pentru a crea locuri de muncă și activități cu valoare adăugată mare. Sper și văd cum nu mai vindem lemnul brut în afara țării și îl prelucrăm pentru a obține produse finite aici. Văd cum atragem finanțare pentru agricultură și zona rurală, sisteme de irigații, depozite de legume și fructe care să ajungă în supermarketul aici, să nu mai depindem de importuri. Văd un agroturism dezvoltat și o zonă montană în care șomajul să devină istorie, pentru că avem foarte mare potențial. Consiliul Județean va superviza cheltuirea bugetelor și va consilia primăriile pentru scrierea de proiecte. Mă uit la dumneavoastră și la colegii mei și am încredere că începând din 27 septembrie vom deveni factor de decizie locală și vom fi acolo pentru cetățeni. Vom fi vocea și ochii voștri pentru ca instituțiile statului să lucreze pentru voi. Pentru realizarea obiectivelor propuse, candidații locali ai USR Plus se vor putea baza pe sprijin din partea parlamentarilor și europarlamentarilor Alianței. Pe aceste două componente importante, pe componenta curățeniei, a cinstei, a scoaterii hoției din primărie și din consilii și pe cea a proiectelor concrete pe care candidații noștri le pun în fața buzăienilor, ne construim oferta noastră politică pentru 27 septembrie. Din punctul meu de vedere, ca europarlamentar, ca președinte executiv plus și din punctul de vedere al întregii echipe de conducere a Alianței USR Plus și a colegilor europarlamentari, ne oferim întregul sprijin pentru candidații noștri care vor reuși să câștige votul buzoienilor, să-i ajutăm prin atragerea de fonduri europene atât de importante pentru proiectele pe care ei le au pentru Buzău. Acesta este angajamentul pe care noi, la nivel de conducere a Alianței USR Plus, îl facem față de candidații noștri care au avut curajul să facă acest pas și să-și asume o candidatură.
Pentru alegerile din 27 septembrie, reprezentanții Alianței USR Plus consideră că au o șansă serioasă la primăria municipiului Buzău și în alte comune ale județului.